Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Astăzi, luni, la podcastul de la evenimentul zilei, mă rog, e un titlu generic, nu-i dat de Robert Crucescu, Hai România! Mie nu-mi plac titlurile din acestea de galerie, dar mă rog, Robert Crucescu a prezentat cartea mea și a sesizat un lucru esențial pentru un cititor. Este o carte care poate fi citită oriunde, oricând, în tramvai în ăsta, pentru că în timp ce cărțile acestea de istorie, de asta, trebuie să, ca să citești la pagina 100, trebuie să fii citit 100 de pagini, și înainte, și la romane, la fel. Asta este o carte care e alcătuită din lucruri mici, uitați așa cum ar fi aici, diferite, se sare de la o epocă la alta, de la un subiect la altul și se poate o deschide așa, citești ăsta, ai coborât din metrou, gata, au închis. Nu poți să spui că ai coborât din metrou și mergi cu ea și zici, ia să văd ce se termină. Că mai mult, maxim, dacă are o filă de manuscris. În cadrul rubricii picătura de istorie, hai să vă arăt, hai să citesc, să sărim, da? Hai să vedem, pagina, am luat-o la întâmplare, pagina 299, da? Și avem o mică tabletă, așa, trecerea de la o domnie la alta. Citesc. Nici nu mai comentez. 19 august, anul 14 după Hristos. Moare Augustus. E vorba de Roma. Îi succede la tron fiul adoptiv Tiberius. Trecerea de la o domnie la alta e astfel descrisă de Cornelius Tacitus în Anale. Cel mai mare istoric și mare scriitor roman. Ghilimele, în vremea aceasta, la Roma se aruncau în slugărnicie consul, senatori, cavaleri. Cu cât era cineva mai ilustru, cu atât era mai fățarnic și mai grăbit la supunere. Cu fața prefăcută ca să nu pară bucuros de moartea principelui de dinainte, sau prea trist de venirea, sau prea trist de venirea celuilalt, amestecau la oaltă lacrimile, veselia, plânsul, ingușirea. Peste citatul și comentez eu, parcă ar fi trecerea de la Dej la Ceaușescu sau de la Stalin la Malenkov sau, dacă vreți, de la Ceaușescu la Iliescu sau de la Iliescu la Constantinescu sau de la, nu știu, în viitor, în toamnă, de la Claus Iohannis la nu știu cine o fi. Bun, astăzi se petrece la Roma. Iată însă la pagina 227 un text de 38 de file, era Horia Sima, agentul nostru sub acoperire. Și eu spun așa, în finalul textului despre Horia Sima din Opisul emigrației politice, destine în 1222 de fișe alcătuite pe baza dosarelor din Arhivele Securității, editura Compania 2002, Mihai Pelin își permite să semnaleze o anomalie. Ghilimele, citesc din carte. Deși Horia Sima era considerat la București inamic public numărul 1, securitatea n-a făcut decât să-i înregistreze mișcările de la distanță și să-l atace în publicații ale exilului, însă nu a organizat nicio acțiune în forță împotriva lui și a anturajului său din Spania. Horia Sima a supraviețuit 23 august, era Tăinătate, a murit în patul lui, în timp ce din coace era guvernator. Bine, eu și spun, e o anomalie care poate să aibă două explicații. Unu, Horia Sima fiind legionar, nu era un pericol pentru regimul comunist să facă el ceva în vest, deoarece era izolat. Veneau aia, forțele democratice, spunea că e fascist. Adică mai periculos și erau pentru regimul de la București, foști membri ai PNC, ai PNL, care ei erau totuși în Occident, erau contra-democrați. Și doi, zic eu o altă variantă, Horia Sima era un agent al guvernului comunist sub acoperire profundă. Fostul șef de cabinet al lui Iulian Vlad, Aurel Rogojan, mi-a dezvăluit într-un Taifas TV că Nicolae Ceaușescu fusese informat de Horia Sima în vara lui 1922
89, că România a fost pusă pe lista destabilizării. Mă întreb eu, care din cele două e valabile? N-aș putea răspunde, tot zic eu. În materie de servicii secrete nu poți fi sigur de nimic, să știți că lucrători sau spioni de acum, matahari, nici acum nu se știe, a fost, n-a fost, a fost, e greu la asta. O să vă mai citesc din astea, că sunt interesante. Aia mi-a plăcut cu Tacitus, că unii se gândeau, adică nu vreau să pară nici prea triști, că dacă păreau prea triști de moartea lui Augustus, îi supărau pe ăsta nou. Dacă păreau prea vesel, îi supărau pe aia veche. Cea, bă, a murit ăla Augustus și tu acum te bucuri. Mă rog, complicat. Stimați telespectatori, și voi consacra acum, așa, unui soi de bilanț al ceea ce aș numi, hai să zicem, afacerea Florian Holdea. Am citit în aceste zile toate reacții, comentarii și aș împărți în două reacțiile. Aveam reacțiile a trei televiziuni, Realitatea TV, România TV și Antena 3, tot trustul, care sunt reacții isterice. Prin reacții isterice, în sensul că niciunul nu apare acolo analize. Cum am încercat eu efectele asupra serviciului. Ele sunt reacțiile pe jumătate bete de bucurie că dușmanul lui Sebastian Ghiță, lui Marcel Păcuraru și, ca am zis, Mogul și al lui Dan Andronic, nu, auleu, Doamne ferește, Dan Voiculescu și la Dan Andronic, și pe Dan Andronic. Deci, dușmanul numărul unu a fost chemat la DNA și pus sub acuzare și control judiciar și jumătatea cealaltă este o exagerare, nu, jumătatea cealaltă este așa, constatarea că puterea, nu, așa un fel de jubilație, iată omul cel mai puternic din România a putut fi, nu știu, ajuns la DNA și atunci între cele trei televiziune a apărut o concurență. Care dintre ele l-au adus la DNA? Părerea mea, nu l-a adus niciuna dintre ele, nu l-a adus presa la DNA. Partea nu aș... Așa, tot, și pe lângă aceste trei televiziuni, site-urile astea, o altă temă de reacție la Colde este: în sfârșit, Coldea nu mai e puternic. Bun. Există și partea cealaltă, presa tefelistă, suspectată de unii ca fiind coldistă, care are două direcții. Una care se va dezvolta, deja am sesizat Hot News, C4 Media și Spot Media, care merg pe varianta cine este Mihaela Iorga. Deci, după părerea mea, după o primă, cum să zic, așa, retragere, partea, nu sub conducerea lui Coldea, partea coldistă, și o să vă și spun, o vor mânca cu fulgi cu tot pe Mihaela Iorga. O să vedeți. Și mici colo, pe partea aceasta, am citit și un articol al Ioanei Nedogiu, cu care am fost de acord, pentru că arată că dosarul e subțire. Pe lângă asta sunt teorii ale conspirației, că de fapt a fost pus la cale de Iohannis, că a fost pus de ăla, că bă, așa. Hai să trecem, să supunem, cum să zic, examenului critic toate aceste aserțiuni. Să începem cu dosarul. Da, dosarul este subțire. Indiferent de părerea mea despre Marian Coldea, nu am ajuns atât de isteric, acum deja nu mai sunt de mult, încât să cred că
acest dosar nu va fi, poate fi, va fi, poate fi respins chiar de la, nu știu, de la prima ședință. De ce? Eu vorbesc de dosar. Hai să luăm scurt. Și voi trece acest dosar prin verificarea critică prin care am trecut toate dosarele înhățate sau toate anchetele DNA care mie mi s-au părut, care au fost spectaculoase și eu le-am supus unei verificări critice. Plecând de la premisa că puține lucruri, când e vorba de politicieni, de șefi de servici, de jurnaliști, puține anchete sunt ivite din nevoia de justiție. Era scump, bătălii între grupări, între astea. Deci, din punctul acesta de vedere, eu nu cred nici într-o anchetă DNA, nici în aia de pe vremea binomului, nici în vremea de acum. Deci, hai să vedem. Din punct de vedere juridic vorbesc, al dovezilor, și chiar și din punct de vedere gazetăresc. Așadar, pe scurt, acuzațiile, ordonanța de punere sub acuzare a celor trei, cum să zic, prezintă în esență următoarea, în esență, că nu o să citez eu acum amănunte, și anume, există o firmă, o casă de avocatură a unui domn Doru Trăilă. Această casă de avocatură are un contract de consultanță cu o firmă al generalului SRI, acum plecat din SRI, Dumitru Dumbrav. Da. Fost de consultanță. Din punct de vedere juridic, casa de avocatură poți să ia consultanță și pe cine vreți, pe nu știu, și pe Macron, dacă poți face film. E dreptul ei. Bun. Între casa de avocatură și casa și firma de vânzare este, din punct de vedere așa cum arată rechizitorul, în materie de bani se eliberează, nu există bani negri. Adică îi intră în casă pe bază de plătind TVA de chitanță lui domnului Trăilă din diferite locuri, inclusiv acest onorariu din partea lui Hidec, 100.000 de euro pe baza unui contract și nu e singur. Și colo și colo și pe baza unui contract, acest contract de consultanță, din când în când se trimit niște bani, tot cu TVA, tot cu adresă, tot cu ăla, la firma lui Dumbrav. Firma lui Dumbrav are la rândul ei contracte cu două firme, una a lui Coldea și Cocoru, tot de consultanță, deci avem așa, o firmă de consultanță care dă consultanță, care la rândul ei are consultanță, da? Și cu firma cele zise Anaconda. Bun. Firma lui Dumbrava are și cu alte firme, nu știu, relații. Acuzația în legătură cu banii. În legătură cu banii, acuzația dovezi, acuzația este aceasta. Florian Coldea și Dumitru Dumbrava s-au angajat în fața delatorului, denunțătorului, că dacă le dă o sumă de bani lor prin intermediul firmei de avocatură, atunci la instanță el va avea o pedeapsă mai mică sau va fi achitat. Bun. Asta este acuzația. Hai să vedem probele. În legătură, probele sunt, dovezile sunt acestea. Domnul Hideg, denunțătorul, a plătit cu TVA, pe baza unui contract, cu ștampilă, cu ăsta, 100.000 de euro, nu știu, pe o anumită dată. E aici, zicem,
Hai să zicem așa, hai să vedem, da? Că nu zicem. Dar pot să dau oricare dată, da? Bun, așa, așa, da. Da. Hai să dau, nu mai caut acum. Deci să zicem că, potrivit acuzației, astăzi, 27, ai, o dată de 27, au intrat niște bani, o parte de la Chidec, da? Legal. Peste câteva zile, firma domnului Trăilă plătește, tot așa, cu TVA, cu toate alea, cu impozite, cu toate alea, legal, firmei lui Dumbravă o sumă de bani. Firma lui, atenție, în această perioadă, firma lui Trăilă n-a plătit numai el lor, au mai plătit și altor firme, care zice că nu este. Firma lui Dumbravă plătește peste câteva zile lui Florian Coldea. Bun. Sigur, din punct de vedere al talk show-ului, trebuie să spunem, bă, aha, deci Florian Coldea a primit bani, nu direct în mână, cum te aștepta, că putea să-i dea și în mână, ci prin intermediul firmei de avocatură. Sigur că întrebarea este, dar de ce nu i-a dat în mână, mă? O să spun. Adică, de ce s-a făcut toată această chestie cu urme, că dacă Florian Coldea se zice, eu spun că argumente, voia, nu știu, să ia 100 de mii de euro, se întâlnea cu ăla, e ofițer de fost ofițer de informație, nu știu, și pe ăla îi lăsa într-o scorbură, nu știu, 100 de mii de euro și el le lua și ia cineva, nu se înregistra nimic, nu era dat. Deci s-a ales o formulă din ăsta cu urme, adică s-a dat firmei lui Trăilă, firma lui Trăilă a făcut, s-a lăsat chitanță către Dumbravă, Dumbravă către Coldea chitanță. Bun. Problema este că și el a depus înregistrări cu Dumbravă. Nicăieri în înregistrări nu apare Florian Coldea explicit. Și că zice el denunțătorul, Trăilă i-a lăsat impresia că Dumbravă i-a lăsat impresia că toți trimiteau către Florian Coldea. Așa o fi. Până de punct de vedere al justiției nu e probă. Pentru că, repet, vine acel argument, da? Pentru că justiția și ancheta trebuie să dovedească, nu trebuie să vină Coldea să se apere. Trebuie până, bă, uite, o înregistrare, denunțătorul susține că s-a întâlnit, nu știu unde, că a încercat prin diferite mijloace să ia legătura cu Coldea, dar nu există nicăieri o înregistrare, un martor care să spună. Și Florian Coldea a zis, bine mă, drăguțule, dai banii și eu te modific așa. Ioana Nedogioare are dreptate. Când este vorba de această influențare a justiției, îi spui, bă, am eu judecătorul, toată rechizitoriu și toată presa ostilă lui Coldea, Manu Coldea, insistă pe seama faptului că Coldea și Dumbrav aveau relații în, cum să zic, în justiție de pe vremuri și că pe baza acestor relații, i-ar fi cerul ăsta niște bani. Pe relații unde? Bun. Ce nimeni nu observă, și observ cu răceală, că în rechizitoriu se spune mereu și mereu și mereu că domnul Trăilă el personal, pe influențarea justiției, în legătură cu faptul că avea un fost student judecător. Nicăieri nu spune că Trăilă a zis, lasă că domnul Coldea vorbește cu X, cu judecătorul, da? Deci, până la urmă, unde este influența lui Coldea? Am spus asta, deci, mă, tot ce a făcut Coldea, din punct de vedere moral, din punct de vedere politic, din punct de vedere al serviciilor, este catastrofal.
Din punct de vedere juridic, dosarul este subțire. Lasă la o parte faptul că sunt niște lucruri suspecte. Nu i s-a făcut percheziție informatică, nu i s-a făcut percheziție la ăsta. Dosarul nu se extinde, adică firma asta lui de consultanță alcool de a lua bani numai de la Trăilă, nu știu, poate a luat bani, poate a făcut, poate că au fost și alți avocați. Observ că el și-a făcut o firmă Coldea ca să aibă relație cu Dumbrava, care Dumbrava a făcut o firmă ca să aibă relație cu Trăilă, da? Nu, poate că o să se extindă. Oricum, și atunci pot să presupun, fără să fac teoria conspirației, că de fapt avem de-a face cu un soi de arătare a mâței. Adică deocamdată nu văd, deci deocamdată nu văd o condamnare. Altă teză supusă, pe care o supun verificare critice. Florian Coldea, această chemare a la DNA lui Florian Coldea și faptul că a stat 15 ore face ca el să nu mai aibă puterea de înainte să fie un rahat. O prostie. În primul rând, cum l-am întrebat și pe Robert Tuțescu, eu despre puterea lui Coldea de după ce n-a mai fost asupra judecătorilor, presei, politicii, ci că el în spatele USR, rezultă un Coldea mai puternic decât Ceaușescu, mai puternic decât Stalin. Adică are rețea de presă, are rețea de politică, are rețea de... Bun, sunt de acord. Numai că eu n-am văzut până acum. Până acum, ca să fiu sincer, s-a folosit teza Florian Coldea este atotputernic pentru a da în USR. USR Nicușor Dan este omul lui Coldea, deci Nicușor Dan, deci Coldea trebuie belit. Ziarele, revistele și televiziunile cu tare, bla, 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 sunt ale lui Coldea, Coldea le influențează. Nu am. Dar chiar dacă ar fi așa, băi, suntem nebuni, din faptul că el a fost chemat la DNA, rezultă că nu mai are putere. Păi suntem oameni normali. Păi domnul Dan Voiculescu a făcut pușcărie și s-a ieșit mai puternic. Sorin Ovidiu Vântu a făcut pușcărie și a ieșit mai puternic. Marcel Păcuraru a făcut pușcărie, a fost eliberat pe cauțiune și acum este mai puternic ca niciodată. Deci, oameni care au făcut pușcărie, nu, adică pușcăria, mai ales să trimis de DNA, nu a afectat cu nimic rețeaua. Cum ar putea, presupunând, eu nu cred că Coldea are, nu știu, 20 de site-uri ale lui, nu știu cum, prin având oameni în fruntea site-ului, din faptul că el, mi s-a întâmplat, că a fost chemat la DNA, dar Mihaela Iorga, rezultă că el l-a abandonat. Nu l-au abandonat în vest. Și dacă făcea pușcărie cum, în timpul... Uitați-vă, niciun om de afaceri care a fost în pușcărie nu a ieșit de acolo falimentar. Dimpotrivă, deci a avut în continuare uite, și Gigi Becali și Dan Voiculescu, afacerile le-au mers, n-au zis aha, ești la pușcărie, nu mai fac cu tine nicio afacere. Dimpotrivă, unii dintre ei au ieșit mai bogați din pușcărie. Deci, din punctul acesta de vedere, nu văd cum. În al treilea rând, avem această chestiune că Elena Udrea, jubilație, Traian Băsescu, jubilație, televiziune, jubilație, iată pe Coldea chemă la DNA. Și dacă Coldea este, nu știu, un Stalin al României, îl dore cu că chemă la DNA, da? Poți să zici că, nu știu, mai ales că cu ancheta l-a făcută de DNA nu mai afectează domnul ăla Iulian Dumitrescu de la Ploiești candidează. Ați văzut după ce a ieșit din pușcărie Dan Voiculescu s-a uitat lumea urât la el? Nu. E mai prosper, mai... Ba chiar CNN a făcut afacere cu firma lui. Te-ai fi aștepta ca ea de la CNN, adică
Cum mai am cu ăsta? Cine a fost, cine e proprietar? Dan Voiculescu? Oh, ăla, coruptul ăla. Hai să fii serios, stimațional. Deci, am văzut această imagine. Ia să vedem el când se duce Florian Coldea la acolo să semneze la contur. Deci, iar vin fătucele după el, da. Ia să vedem. Atunci când trebuie, când o să nu vă facem. Când vă spun, dacă îmi dați voie să spun ceva, vă făcut. Dau explicații. Când vor veni nu aveți încredere în justiție? Am total încredere în justiție. Afirmație. Cine ați continuare nevinovat? Ați plătit cauțiunea? Din ce bani ați plătit? Sunt de parcă ați suferit. Nu e nicio problemă. Mai stați de vorba cu noi. Să dați explicații. Poate până la final ați plătit cauțiunea? Concret și nu doar un comunicat. Așa cum am spus, nu fac alte comentarii până la finalizarea anchetei. Ați plătit cauțiunea? Orice alte chestiune e degeaba. Putem să stăm să discutăm. Din ce bani o să plătiți cauțiunea? Din banii furați? Respect poziția presei de a se interesa despre acest subiect de interes public, dar pentru moment vă rog să o înțelegeți, dar așa cum este fie. Dar oamenii care se uită pe ei în mod sigur, dar sigur că respect. Oamenii care au fost condamnați, oamenii care au fost condamnați pe nedrept, ce vină au? A fi scos vieți prin condamnările și păsările penale la comandă pe care le-ați făcut. Vă rog frumos, serviciu și... De când ați făcut presiunea asupra domnului Hidec? Dacă nu-mi dați voie să spun nimic, puteți întreba. Nu pot să răspund. Justiția o fac alte instituții, în niciun caz treaba cu justiția nu are. Dar justiția pe care ați făcut-o dumneavoastră nu are de care de dacă ținem așa, nu mai știu. Vă rog să stăm într-un mod civilizat și să ne spuneți câteva cuvinte. Nu este momentul, sunt audieri, este faza urmăriri penale. Dați-mi voie că după ce o să, vă asigur că o să, așa cum am promis de fiată, vă asigur că o să vă transmit un punct de vedere corect, coerent, după ce ne lămurim despre ce este vorba. Pentru plăti această cauțiune? Nu. Câte presiune a făcut asupra oamenilor de afaceri? L-a ajutat cu dosarul lui. Toate aceste declarații le-am făcut corect. Dar banii respectivi au ajuns la dumneavoastră de la domnul Hidec. De ce lăsați un om Stimate respecte, fătucele vin, sunt fătucele de la televiziune în adversare. Când era Elena Udrea, erau fătucele de la televiziune în adversare Elena Udrea. Deci am înțeles de punctul acesta de vedere, singurul lucru care rămâne și de-aia sunt și uimit de faptul că domnul Coldea nu reacționează încă, este faptul imaginea lui publică. Adică dacă eu aș fi nevinovat, eu m-aș ieși și nu știu, aș găsi pe cineva, cum am zis, îi dau un interviu, arăt documente, băi, nevinovat. De ce nu se apără el? De ce? Pentru că e vorba de imaginea lui. Vorba de imaginea lui. Sigur că părerea mea este că nu-l condamnă și că este o... S-ar putea să o condamne, s-ar putea ca Iorga să fie demisionabilă. Demisionată. Acum hai să vă spun. Reacția de apărare, care de încetul cu încetul și de condamnarea, mai ales de atacarea lui Iorga, nu își are cauza în faptul că toți cei care fac asta sunt coldiști. Nu. În perioada lui Florian Colda, binomului, presa s-a împărțit în două. Una care a combătut, a criticat binomul și abuzurile și cealaltă care a aplaudat. Este presa fascinată, presa useristă, fascinată de lupta împotriva corupției, adică nu ne interesează să zicem, abuzurile poate să fie pentru că face bine din punctul acesta de vedere. Această presă, procurorii, marea lor majoritate, au fost tefeliști, de aia Iorga nu face parte dintre ei. Deci tot ce se întâmplă acum și ce se va întâmpla cu Mihaela Iorga nu va veni neapărat că s-a legat de Coldea și că Coldea are rețea. Nu, va veni din faptul că
Procurorii, te felici, mai țineți minte. Câți aia, am văzut că am întrebat pe de ce a ajuns. Nu știu, i-au suspendat domnului Dan Voiculescu, aia executarea silită, din simplu motiv că el a făcut recurs în anulare și nu și-a fost aprobat. Să te duci să o întreb aia, cum îi zice, era una Dilie, care a fost procurare la el. Toată lumea știm ce era de capul. Eu am și un lapsus acum, nu mai țin minte. Deci, din punctul acesta de vedere, eu cred că scandalul se va stinge încetul cu încetul. Am văzut că PNL și PSD folosesc acest scandal pentru a mai da în USR. Repeste, nu am, poate că așa, dar eu nu am nicio dovadă că în spatele USR e cold, adică eu nu am nicio, și nu cred. Dar dovediți-mi și mie, să dovediți-mi cineva, că cold era îl mai tare din lume, dacă era îl mai tare din lume. Și a fost chemat la DNA, într-adevăr, e o prăbușire. Este un fel de ieșire a lui Ceaușescu din acolo, din ta. Dacă nu, nu e. Cum spune unul care a fost chemat la DNA, o să fie proces, o să scape și. Eu nu o să scape, vă spun încă o dată, Mihaela Iorga, da? Bun. Și nu am auzit în aceste zile, ca să închei, că trebuie să mă duc la emisiune la Alep News, ceartă în coaliție. Cum nu știu ce, Marcel Ciolacu a decis creșterea salariului minim și Nicolae Ciucă a întrebat acest, a zis că el nu știa și de aici Digi, da, ultimile zile ale lui Duțulească acolo, au titrat ceartă în coaliție. Nici o ceartă simetrie respectători. Din faptul că Ciucă a zis că nu știa dacă era ceartă, Ciucă zicea, n-am știut, îi atrag atenția lui Ciolacu, pam, pam, bat cu pumnul. Bă, dacă mai face așa ceva, noi plecăm. Ce să-i vorbesc în certuri, da. Bine, mulțumesc, la revedere!